Revenim în studio, ne aflăm în plină discuție aici cu CBR, Chill Brothers Records. Vă promiteam și mai multe subiecte față de ce am dezvăluit până acum. Cum e cu vlogging-ul în hip-hop? Că m-am și râs. Înțeles că un subiect ferminte ar fi ăsta. Ce dracu facem că ne-am trezit cu vlogul în rap? Da, asta e, dar până la urmă păi și noi oamenii, oamenii ăștia nu cântă, nu? Adică doar vorbesc, cântă. Se fac mai mult că... Problema e că se afun. Și ce facem noi ăștia rapperii acum? Ne apucăm de vlog sau ce dracu facem? Că nu știu exact. Facem un switch de ăsta. Bun, da. Schimb de mame, un fel de schimb de mame. Să le iei și pe noi la ei acasă. Înțelegi? Să ne arate și nouă șmecheria. Pentru că tot discutam despre proiecte video și despre video. Stai că zic una tare înainte de asta. Zi. Păi că zic eu simplu, că de ieri ne-am apucat puternic de vlog. După ne-am gândit cu vlogul în rap ăsta cum e treaba și ne-am apucat și noi. Dacă de rap nu mai merge, ne-am apucat de vlog. Și am pus o tâmpenie de poze ieri pe net. Am făcut ieri o chestie, un meme de ăsta cretin. Și a făcut Rici un milion. Wow. Și 5.000 de share-uri. Deci clar, rap ce nu facem. Ce concluzie trageți din că asta? Nu facem rap așa de bun. Nu, și stai că după aia am dat drumul la piesă ieri și când am dat distribuire la piesă, am avut două like-uri și 7 share-uri sau ceva. A avut o distribuire puternică. Dați o distribuire puternică dacă vedeți piesa. Deci până la urmă calitatea mesajului și ce transmit nu prea mai contează. Tristea pus de pictat. Nu, că și aia de la arhitectură sunt foarte triști. Și de la Tonița și de la tot. Sunt oameni care efectiv fac slime de la frate și au zeci de milioane de vizualizări. Oameni care stor coșuri pe YouTube și tot așa. Da, nu mai dăm pe ei, da. Deci să mai lăsăm mai mole cu rap-ul ăsta, cu trap-ul, cu hip-hop-ul, cu astea. Cuvinte multe, bătaie. Bun, hai să că dacă tot o mai, mai avem și alte activități. Una din importantele noastre arii de lucru la Chill Brothers Entertainment, apropo că am cam schimbat numele la un moment dat. Așa, că... e CBE acum. Exact. Pentru că CBR era în momentul când noi aveam N artiști acolo și tot îi manageriam și ne ocupam de ei. Ei știe lumea care sunt. Așa. Acum noi am trecut la o secțiune importantă de până 2008. Eu m-am ambiționat foarte tare să învăț video. Cred că am învățat destul de bine. Deci una din părțile pe care noi le facem importante din ce facem este partea asta de producție video. Reclame, videoclipuri, spoturi, prezentări și alte nebunii. Apropo, ultima dată, în afară de clipurile lor, am filmat și cu Mr. Vic, un bun prieten nostru și vechi. Foarte membru Chill Brothers, tot de până anii 90 și da, nu știu statul mare. Da, filmăm tot felul de reclame pentru diverse firme pe care nu putem să le reproducem aici. Și aveți un proiect parcă mișto cu TVR-ul sau vrei să zici ceva? Da, am făcut un proiect drăguț, păcat că nu s-a continuat, dar mă rog, cred că au avut finanțare. A fost o emisiune în iarnă, Provocarea Starilor. Așa. Pe care noi cumva am, să spunem, am fost suport, mai ales eu cu Ciprian și Tavi a fost în filmare, am fost destul de mulți implicați. Tavi care nu vrea să vină la microfon deloc, supranumit și nu mai dăm porec la acum. Supranumit și? Dansatorul vechi. Am zis dacă tot... Dă-te mai lângă mic. Așa. Dacă tot filmăm, să fie ceva frumos. După părerea mea, cred că avem un clip cel puțin făcut de Chris, pe care el face tot. Noi doar suntem în spatele lui. Ăla care îmi place mie și Cameleon și ce mai e la cum se numește ăla? Kepa zici? Da. De el ziceai, da. Îi place lui cel mai mult, îți spun. Bă, și mie mi-a plăcut ăla, am o producție, apropo de Nea, că au fost destul de... Dar sper să nu mai păcălim rău de data asta. Am un fel de Nea 2, nu o să se numească așa, are al nume, dar am o producție, este destul de pusă la punct, încă mă gândesc la ce MC o să fie acolo, pe piesă. Să atac subiectul ăsta, pentru că eu este, după părerea mea, unul dintre, dacă nu primele două clipuri, poate chiar primul, în preferințele mele. De ce a durat atât de mult? Adică ce a... Avea doctorul aia cu, de ce durează atât? Dacă ce, durează ce atât, a fost de atât ce de durează? Uite, poți să povestești ce mi-ai spus mie pe balcon cu... Da, deci vreun an jumate m-am chinuit cu MC să ajung în studio, deși veneam în fiecare zi la studio. S-a rezolvat, asta e și piesa.
Urmă ne-am făcut un scenariu de vreo 8 minute jumate nebun. E filmat în vreo... E filmat în câteva țări și în vreo 20 de locații. Postproducția a fost... În câteva țări? Da, păi e și pe Madrid, până aeroport începe, deci... E filmat în mai multe locuri. Miami... Vă așteptat la așa. Miami Schoolman, știi că a rămas o vorbă de atunci. Cu fratele Sony Flame, îl salutăm și da, pe... Da, salutări. Domnul Preda, da. Și postproducția a fost, ce spuneam ție mai devreme, pe scurt, 4 personaje, ori 25 de frame pe secundă, ori 45 de secunde, cât dracu de zeci de mii de... Așa, astea au fost decupaje, le-a durat 6 luni numai decupajul la scenele din deșert. Wow. În fine. Deci nu a fost filmat pe cromă, tu nu, practic ai înlocuit nu, tot. Nu, a fost toată nebunia, da. Și ai găsit un câmp. Am găsit un câmp pe la Călăraș, ne-am noroit pe el și pe urmă a trebuit să facem curat. Ok, și asta cât a mai durat? 6 luni post-procesarea, nu? Partea asta a mai durat și ala de câteva luni și așa am ajuns cu el în 2012. Wow, și început din 2009. Nu, 3 ani a filmat. Ok, da, tot. Ei, ăsta nou ce am eu în cap acum, mega producția asta, pentru că tot pe sindromul ăsta de film vreau să-l fac. Un visul fel de meu, Hype Williams, așa, da. Visul meu, dacă ajungem și la povestea asta, este să fac film. Ok. Și partea asta de reclame și de videoclipuri mi se pare fantastic și o muncă super păi mișto. Păi iar că ar trebui să te apuci, știi, că gen ai acumulat până acum. Știu, dar uite, real trebuie să achiziționez o cameră, pentru că să tot închiriezi nu merge. Uite, să cumpăr o cameră scumpă, care este acceptată de Netflix, de tot felul de producători mari, da? Pentru că dacă nu ești într-un anumit format și într-un anumit standard, ăștia nu-ți primesc producțiile. A, deci există un stas. Da, s-a dat un stas, îl găsești oricine pe internet în ziua de astăzi. Nu e chiar așa simplu. La fel, achiziția de sunet trebuie făcută foarte șmecher. Nu, bine, maker. Deci acolo se face diferența maxim între filmele mai... Da, ar putea în momentul de față Chill Brothers să susțină o chestie asta? Adică, de exemplu, să te cheme da. Să filmezi o reclamă sau chestia da, asta fac fiecare săptămână. Și ți-am spus, nu pot să-ți dau acum brandurile, sunt cele mai mari din țara asta. Am lucrat cu toate brandurile puternice cu adevărat. De la sucuri, la telecomunicații, la tot felul cu de alte... Cu echipă, cu soundman, cu bugete, tot ce trebuie. Cu toate nebunile, da. Ok. Am avut buget destul de zdravene la viața noastră și facem asta, ți-am spus, de până 2006 m-am apucat eu de filmat. Wow, deci există experiență de ceva, 14-15 ani. Da, deja. Îl mâncăm pe After Effects ăsta, știm niște chestii în ziua de azi. E sau foarte bine. Fratele After Effects. Iar voi trebuie cunoscuți. Să vă bucurați că beneficiați de chestia asta, deci clar. Aveți un gul aici. Și pe video am mai învățat. Dar cum ați ajuns voi la Chill Brothers? Asta chiar sunt curios de treaba asta. Eu am ajuns în 2013. Așa. Sportivi. Prin Clanus. Intermediul unui, nu pot să zic băiat. Dă-te mai aproape, că e băiat cu de, da, un este unul din membrii onorifici Chill Brothers. Hai să vorbește cu el. Da. Unul din membrii onorifici Chill Brothers este unul din prietenii și frații mei. Îl cheamă Babone. Este mega cunoscut în acest oraș și în această Babone. Țară. Real motherfucking gangster. Un shout-out pentru Cristo Babone. Așa. A.K.A. DJ Vibes. Babone a făcut hockey. A fost campion național, campion olimpic. Multe la altele. 23, mi se pare da, că l-am și pe acolo. Ăsta micu făcea și el hockey. Făcut vreo 11 ani. Și tot venea Babone pe la studio și zicea, băi, am unul, scrie în continuu, îi preocupa rău și pe gheață scrie la mama, disperat, cântă în continuu, repăie. Hai să ți-l aduc să-l vezi. Adul. L-a adus în vreun an de zile. Dar ce tare, mă, că ai făcut hockey și în România e greu de tot să faci hockey. Am și lăsat. E campion olimpic la... Ce făceaș vara? Ce făceaș? Ia microfonul tău. Vara, ia minugam. Vara? Să zic vara minugam. Cum e la noi hockey-ul. Deci fii atent aici cum e în România cu sportul. Cu sportul. Dă să-mi fotbalul și astea care sunt finanțări și chestii. Pussy sport. Da, noi... La noi cu hockey-ul era în felul următor. Se deschidea patinoarul undeva pe la jumatea lui septembrie. De ce? Că oricum nu ninge în el. Păi nu, pentru că la noi s-au furat prea mulți bani, nu s-au plătit datorii, gheața nu putea să stea... Prosele să vindeau, deci... patinele le vindeau ea tot. Da, și spre diferență de ruși persoanele de la Ciuc așa. Și sportivii de la Ciuc,
Deci de la Gheorgheni și de la Gheorgheni, unde au campionat de sătești. S-a făcut, s-a făcut patinoar de 3 milioane de euro, sau da, nu știu dacă aberez, dar într-un, nu în Ciuc, s-a făcut într-un sat numit Cârța, care e undeva la 30-40 de kilometri din Ciuc, unde noi am stat vreo 2 ani, 3 ani, unde la modul e un magazin în tot satul și două pensiuni, una pe un mal al râului și celălalt. E cuciunile ăla din film, știi? Da, și nu poți să vorbești nicio limbă decât aia de acolo, așa? Da, adică am avut și probleme, am avut, da, mă rog. Am avut multe probleme pe acolo, nu câteva probleme. Stând pe acolo. Așa, și hai spuneți-ne ce se întâmplă vara la patinoarul Mihai. Ieșeam cu rulele. Îi scoteam curte, eu și dracule. Da, ieșeam cu rulele, dădeam ture de iore. Făceam antrenamente pe uscat, că asta am făcut toată vara 4 luni de zile. În timp ce aia de la Ciuc s-a antrenau și ne miram după aia în campionat de ce ne badă, ne dau cu terenul în cap. Că noi aveam 4 luni gheață și ei aveau 12. Da. Și... deci la ei nu lipsea deloc. El la ei patinoarul a producea gheață tot timpul. Da, ăla intra în revizie o lună sau ceva. Deci din nou prostie multă. Eu o numesc România. Da, în 2013 s-a dărâmat patinoarul. Eu aveam bacul de dat. A fost și faza că am ajuns fix la studio și am avut cumva de făcut o alegere la modul: bă, ori mă duc la hockey și mai stau la Cârța încă 8 ani acolo, în pustietate, pe bancă. Era mișto acolo, frate, în fel de Yellowstone. Mi-a plăcut și mie o săptămână, două, că era nou, dar după aia când stai pe acolo și ieși din casă și te duci la patinoar 200 de metri și te întorci în cameră 200 de metri. N-au scus să distrau ăștia, să urcăm pe un deal. Care, frate? Da. Și ca să ajungem în Ciuc, plecam acum cu trenul pe acolo noaptea. Acum străinii caută asta, da. Să urce pe un deal, să stea, nu mai ce zic de România. România, da, țară frumoasă. Deci asta a fost practic alegerea ta, știi, că ai zis decât să mai joc hockey cu mingea de tenis pe curte și pe role, mai bine. Exact. Nu sunt salarii ca lumea, nu sunt. Da, păi ca în orice domeniu. Adică ăștia se chinuie să-și facă rost de patine, pe sub mână, sportiv, olimpic. Ceea ce e trist. Am avut probleme și cu echipamentul. Bine, la lot, când am ajuns, am avut noroc să ne dea și... da, am fost la olimpiadă în 2013, prima olimpiadă după 30 de ani la noi, la care participa România. Extraordinar. La Brașov. Și după ce a fost olimpiada am mai stat un an și patinarul s-a dus de râpă. La fel ca carierele multora dintre noi, că atunci a fost... se reconstruiește, e aproape gata în 2021. Ceea ce e un lucru bun, da. Să sperăm. Să sperăm. Dacă nu se mai fură un pic pe la... Bun, hai să mai auzim și alte intervenții. Cum ați ajuns la Chill Brothers? Tu, de exemplu, cum ai ajuns să aduc? Am ajuns în 2015. M-a adus... Fratele subsemnatul. Extraordinar. Da. S-a făcut el. Ai participat, mă, pe copilaj, ai cumpărat la om, ai cumpărat da, bitul, ai dat pe bit, ai făcut freestyle. Stai că o să spun tot. Nu? Deci el a făcut un concurs. Eu, da, ideea era următoarea. Trebuia să-i cumperi ori tot materialul de bit, ori un bit. Eu parcă i-am cumpărat tot materialul, am ales un bit de acolo, am scris un text. I-am cerut microfonul unui prieten, m-am închis în cameră la mine unde era foarte cald, era vară. Da, curgea apele pe mine, eram... În fine, am tras piesa, i-am trimis piesa, i-a plăcut. Am înregistrat piesa, i-am trimis-o. Ideea era că dacă cine câștiga acel concurs, îl băga pe materialul lui, care era un material... El făcea, era o compilație, da. Da, el era producător doar, el făcea biturile. Am înțeles. Și am intrat pe materialul ăla care se numea un tera de instrumentale volumul 2. Îl știu, frate. Îl știu, toată lumea, da. S-a făcut concert, am cântat. A început să vină pe studio. Da, continuă să... După un timp l-am contactat și am ajuns aici. În prezent mai rulează cu voi subsemnatul sau... Nu l-am mai văzut mai... Da. Și pleca, nu l-am mai văzut așa des. Am înțeles, oie, pace lui Mircică cu această care... Bine. Pace fie cu el. Uite, mai avem un component care n-a vorbit absolut deloc. Lasă-l și fratele pe să vină la mare, 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 mai așa. Fratele Gică Mare. Gică Mare. Ele Gică Mare, știți că doi de C și doi de... E primul Gică Mare de România. E reportarul ăsta la hockey. Da, am întâlnat pe mine să-i trag în cap, să bagi o să-i fac între picioare, să... Da, de-astea. Mai apărat și-au luat multe grose împreună. Chill Brothers primul, pe repeat. Mai căram și-o... Gică Mare este un personaj în dezvoltare. Ok. Exact. Așa, și ce pregătești? Niște trepte de calitate. Tot ce se poate, niște trepte de calitate, da, numai calitate. Vrem să atingem top. Altceva, să atingeți topul femei și avem vile... un concept interesant că. Da? Vedeți la momentul respectiv. Ok. Da, o să fie diferit. Oricum o să fie diferit față de ce se face. Vara asta, vară, toamnă, maxim scoatem. Ok, bun. Pauză, ascultăm muzică, ne întoarcem cu ultima parte a discuției. Chill Brothers, toată lumea e aici în studio.